Alexandru Papadopoul vrea să se împace cu Ioana Gimbina, ce i-a spus actorul la Patrul Unde la divorț. Ioana Gimbina a recunoscut că între ea și Alexandru Papadopoul au existat discuții legate de împăcare. Alexandru Papadopoul și Ioana Gimbina au divorțat pe data de 20 iunie, la câteva luni după ce actorul plecase deja din casa în care locuia cu soția lui. El s-a ferit să facă declarații în presă despre divorț, în timp ce Ioana a fost mult mai deschisă și a dat detalii legate de motivele care au dus la despărțire, dar și despre discuțiile avut cu partenerul ei de viață. Recent, Ioana Gimbina a recunoscut în cadrul unei emisiuni de televiziune că între ea și Alexandru Papadopoul au existat discuții legate de o posibilă împăcare. Dacă, înainte de a semna actele la notar, frumoasa brunetă a luptat pentru căsnicia ei, acum ea nu își mai dorește să formeze un cuplu cu actorul. Au mai fost discuții, dar nu. Eu n-aș mai putea fi aia de dinainte, n-aș putea să mai fiu aia drăguță. Au fost tot soiul de discuții, că pentru copil, că pentru... Dar, na, nu știu dacă îi pare rău și nu mă mai interesează. De acum, totul e despre mine și despre Ruxy. Nu mai pot eu să fiu așa. Din punctul meu de vedere, eu am fost o soție aproape perfectă, adică am acceptat multe lucruri. Mi-a plăcut să fiu un bun prieten pe acolo prin casă, să ajut unde se putea ajuta. Și nu o să mai pot fi așa, sunt mult mai bitchinere răutăcioasă, virgulă, a declarat Ioana Gimbina, la o emisiune TV. Ioana Gimbina vrea să se recăsătorească, punct. Cele două căsnicii eșuate nu au făcut-o pe Ioana Gimbina să-și piardă speranța. Actrița a declarat că ar face pasul cel mare și a treia oară și... Da, așa e, divorțul a fost intens, m-a zdrâncinat rău și am trecut prin umilințe greu de imaginat, dar cum pot arata că mi-am învățat lecția, decât printr-o altă căsătorie? Chiar dacă am eșuat de două ori, nu înseamnă că nu voi reuși a treia oară. Poate că atunci voi întâlni marea dragoste și atunci va fi până la adânci bătrâneți. În primul rând că altfel te căsătorești la 20, altfel la 30 și altfel la 40 de ani, virgulă, a scris Ioana Gimbina pe blogul său personal.